E o bucurie deosebită să fiu aici în Caraș, aici întotdeauna m-am simțit cumva bine, pentru că există o anumită rezonanță a unei inimi de baptist, care aici se simte peste tot, așa cumva. Nu că n-ar fi și în alte locuri, dar aici parcă sună altfel. Și personal întotdeauna am fost bine primit și vă mulțumesc pentru această cordialitate, pentru dragostea pe care mi-ați arătat-o mereu. Vreau să mulțumesc Institutului Teologic Baptist pentru invitația de a participa la acest eveniment, comunității din Caraș, fratelui Ilie Milutin, pentru că m-a pus și pe mine pe program, și de asemenea fratelui Daniel Bărnuț, care a pus la dispoziție sala aceasta minunată pentru noi. Pentru mine, seminarul, cum e cunoscut, e o problemă personală. Este și a mea și a familiei mele, într-un fel. Pentru că eu acolo m-am născut. N-am știut alte locuri decât locurile de la seminar și până la 34 de ani, când m-am căsătorit și m-am mutat, am stat acolo, cu excepția 3 ani când am studiat la Oxford. Și când m-am întors și m-am angajat să lucrez, primul meu birou a fost în fosta bucătărie a noastră. Al doilea birou a fost în casa prietenului meu, cel mai bun din copilărie, Nelu Socaciu, care era nepotul lui Ian Socaciu, și biroul actual este în dormitorul părinților lui. Deci e o experiență ciudată să fii în locul în care te-ai născut și ai crescut și acum să lucrezi. Dar mulțumesc Domnului pentru asta. Și în curtea seminarului sunt 2 tei, o poveste interesantă. Tata l-a plantat pe unul. Sunt de la bunicul meu și unul are vârsta mea, unul e mai mare ca mine. Ăla care-i cârnea nevăsta mea, ăla drept, e mai mare ca mine. Așa că, na, poate că era o profeție acolo, știți, că toți frații care nu mă văd pe mine drept, o să se uite la tei ăla și Domnul le-a vorbit mai demult, dar ei n-au băgat de seamă, probabil. Deci, vreau să vă aduc salutul Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București și a rectorului, domnul profesor Marian Preda. Poate că e un lucru mai puțin cunoscut, dar este foarte știut, de fapt că Facultatea de Teologie Baptistă a fost înființată în 1992 prin inițiativa Institutului Teologic Baptist și a Uniunii Baptiste în relație cu Universitatea din București și cu Ministerul Educației. De aceea, noi avem o relație foarte apropiată, deși suntem instituții diferite, schimbăm personal, împreună ne susținem la examene. Și mai mult decât atât, institutul este o gazdă, pentru că noi nu avem un spațiu al nostru, cum spun eu în limbajul de astăzi, noi suntem doar soft, nu avem hardware. Putem să ne cuplăm și institutul ne oferă spații pentru care nu plătim chirie, plătim doar cheltuieli de întreținere. Și de aceea mulțumesc Domnului și pentru aceasta. Vreau să vă aduc salutul Alianței Mondiale Baptiste, a președintelui nostru, Thomas Mackey, care este tot profesor de teologie din Argentina și pastor, și a secretarului general Elijah Brown din Statele Unite ale Americii, și al Federației Europene Baptiste, al președintelui Meigo Remmel din Estonia, și al secretarului general Tony Peck din Marea Britanie. Știți că în lumea baptistă, organismele noastre de reprezentare sunt mai mult de reprezentare. Nu prea avem structuri gen patriarhie, papalitate și așa mai departe. Și sunt câteva direcții mari pe care baptiștii le au, cam în toate aceste structuri, se regăsesc și la noi, de fapt. Una este misiune și evanghelism, alta este libertatea, apărarea libertății religioase, alta este educația teologică și mai apare și aceasta de ajutorare în caz de nevoie, de dezastre. Baptiștii din lume au și un departament care se ocupă cu lucruri de acestea. Între 7 și 10 iulie va avea loc un congres. Anul acesta este virtual și va fi o experiență interesantă. Puteți să mergeți pe pagina de web Alianței Mondiale Baptiste și să vă înregistrați. Sesiunile astea de sărbătoare sunt gratuite și chiar e interesant. Au un software foarte fain și puteți să participați cu baptiști din toată lumea. În țara noastră, învățământul nu are rădăcini foarte vechi, așa cum se întâmplă în multe țări din apus. O instituție de învățământ din România care sărbătorește 100 de ani este de aceea o instituție remarcabilă.
De exemplu, aceeași vârstă are Politehnica din Timișoara, care anul trecut a sărbătorit 100 de ani. Sau ASEU-ul, Academia de Studii Economice din București. Și institutul are o vârstă mai mare decât Universitatea de Arhitectură din București sau Universitatea de Construcții din București, al cărui absolvent sunt și eu. Deci, vă spun, este foarte onorabil, spre deosebire, de exemplu, în Oxford, unde colegiul New College, adică colegiul nou, a fost fondat în 1100, deci atunci era la ei colegiul nou, știți? Noi suntem pe alte meleaguri aici, știți? Și noi am avut cu gelul, cu menumorut, cu codrii, cu râul, cu ramul, cu peșteri și așa, nu cu învățământul. Asta a venit târziu și greu și încă ne luptăm cu treaba asta, da? Dar viziunea pentru această instituție de învățământ a apărut ca o nevoie în urma unei creșteri spectaculoase a numărului baptiștilor din România. Și vreau să folosesc aici un document pe care fratele Vasile Bela a publicat mai de mult. El este o scrisoare, de fapt, scrisă de un reprezentant al baptiștilor de sud pe nume Mullins, care a venit în România în 1920. El a lucrat cel mai mult ca președinte al Southern Baptist College, dar a fost și președintele baptiștilor de sud de câteva ori și al Alianței Mondiale Baptiste în 1928. Și raportul lui, pe care l-a scris, dar n-a așteptat să ajungă acasă să-l trimită, ci din Veneția îl pune pe poștă, el spune, o să spicuiesc că nu putem să citim totul. Cu 30 de ani în urmă a început munca. Evangheliști înflăcărați au colindat Transilvania predicând Evanghelia Noului Testament. Fiecare convertit părea să devină un propagandist. Mișcarea era la fel ca cea a Noului Testament. Asemenea scânteilor care se duc în toate direcțiile, atunci când te lovești de un cărbune viu, așa și acești baptiști au răspândit adevărul pretutindeni, până când au numărat 13.000 de membri, 90 de biserici și 500 de stații de predicare. Văzând acest entuziasm, baptiștii din SUA au decis să sprijinească înființarea Seminarului Teologic Baptist. Istoria baptiștilor români este plină de povești, tot el spune, ale unui devotament eroic, un bărbat needucat și totuși foarte eficient, plin de entuziasm și putere, a evanghelizat o întreagă regiune, câștigându-și 2000 de convertiți doar prin forțele lui proprii. Am fost aici acum câțiva ani când a sărbătorit biserica din Reșița 100 de ani și am avut o poveste care tot așa fascinantă. Este un om care nu știa să citească carte, dar umbla foarte mult, un om de afaceri mergea și când îl întreba cineva mai mult, avea un Nou Testament și zice, eu nu știu, dar uite, poți să citești tu dacă vrei. Incredibil, da? O tânără femeie din Basarabia, persecutată și alungată de acasă în ciuda multor încercări, a spus povestea lui Iisus oricând pleca și întâlnea mari mulțimi de femei. Ea a vorbit în închiderea conferinței din Siria, Consiliul Uniunii de atunci i-a dat voie, acum nu știu dacă mai putea, uimind audiența, în timp ce le povestea despre exilul ei de dragul Domnului Iisus și a lui Dumnezeu. Ea avea fluența, coerența lui Francis Willard, simplitatea sufletului unui copil și o pasiune care reamintea de cea a Ioanei d'Arc. Vă dați seama ce impact a avut femeia aceasta în discursul ei asupra lui. Ea este literalmente cucerită de adevăr. Am povestea ei și altora în detaliu. Educați această fată și ea va străluci în lumina lui Hristos printre semenii ei. Astfel, baptiștii de sud au înființat, nu mult după înființarea seminarului, o școală pentru fete, pentru diaconițe. Și când era mic, erau două surori la Golgota care trăiau și care fuseseră, erau din Basarabia, care fuseseră absolvente acelei școli de diaconițe, care a funcționat până la interzicerea cultului pe vremea lui Antonescu. Spunea în continuare fratele Mullins, oriunde ne-am dus, bisericile erau neîncăpătoare. Bărbați și femei fiind prezenți deopotrivă în număr egal, fermieri îmbrăcați în haine lungi, după vechea modă romană, erau prezenți. Mulțimi mari de tineri conduceau cântările. Ei erau așezați în biserici de o parte și de cealaltă anvonului, având sarcina de a conduce programul muzical. Ce frumos cântau ei și întreaga congregație. Și spune el, România este pregătită, coaptă, gata să fie secerată, culasă.
Nu am văzut niciodată așa de mare dorință și intensitate sau o apreciere atât de pasionată. Am căutat voluntari printre tineri pentru a intra într-o școală de pregătire și am avut cel puțin 100 de răspunsuri. Există zeci și sute de tineri și tinere gata să participe de bună voie la lucrarea Domnului. Într-un timp foarte scurt, o școală poate fi umplută. Pe teren sunt deja lucrători nepregătiți, care pot fi educați pentru o mai mare eficiență. Întreaga suflare a poporului baptist pare să fie nu numai gata, dar și dornică și nerăbdătoare de a merge mai departe cu munca lor. Ei sunt săraci, dar nu aparțin celei mai de jos pături a societății. Ei aparțin clasei de mijloc, oameni care gândesc și acționează în numele lor. Primul, scrie în încheiere, și cel mai important lucru care ar trebui este înființarea unei școli de pregătire atât pentru predicatori cât și pentru lucrătorii bisericii. Locația acestei școli ar trebui să fie stabilită, poate la București, care este capitala acestei țări. Dar, indiferent unde ar fi construită, trebuie să fie luate hotărâri imediate pentru a demara crearea ei. Mullins scrie din Veneția în 1920. Și vedem că această atmosferă până la urmă nu s-a stins. Am parcurs niște documente și am găsit o înregistrare printr-o revistă ce s-a întâmplat la Reșița în 1946. Și vă dau doar începutul ca să vedeți că atmosfera asta a fost o atmosferă care a durat până după război. Orășelul Reșița, cetatea fierului și oțelului, cald, primitor, a fost destinat să fie gazda Congresului Tineretului Baptist din România. Delegații din toate colțurile țării încep să sosească încă din 15 august. Cei din jurul Reșiței coboară munții cântând. Trenurile de circulație sunt tixite, deși în urma unui ordin telegrafic au fost completate cu două vagoane. Comunitatea Arad a venit cu un tren special, Arad-Reșița. Cu acest tren a sosit și faimoasa muzică a bisericii din Curtici. Frați, ce putem să spunem noi despre seminarul teologic baptist la 100 de ani? Cine are prioritate, biserica sau școala? Care este impactul învățământului teologic asupra vieții bisericilor? Care sunt formele de formare cele mai adecvate pentru vremea de acum? Pavel, într-un text pe care cred eu este emblematic, spune: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos, Iisus, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează oamenilor de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Fraților, eu sunt ferm convins că există aceasta, a menționat-o și fratele Daniel, această legătură între biserică și educația teologică. Resursa noastră sunt oamenii. Dar vreau să vă spun un lucru. În învățământ, și nu numai în cel teologic, dar mai mult în cel teologic, se lucrează cu materialul clientului. Dacă ai o biserică ce-ți trimite un student cu potențial bun, va ieși un absolvent bun. Dacă o biserică trimite un student care e mai slăbus, eu vă spun, eu nu sunt elitist în învățământ. Știți care este obiectivul meu în învățământ? Dacă cineva e aici și îl urci un pas, ai făcut mare lucru. Dacă îl urci doi pași, ai făcut grozav. Dacă reușești să-l urci aici, este spectaculos. Dar nu toți pot acolo, dar măcar pasul ăla trebuie să-l poți face. Dar resursa cea mai mare sunt oamenii. Și de aceea bisericile sunt locul în care există resursa noastră. Și asta e adevărat în Uniunea Baptistă, nu numai în educație, și la bani, și la toate, la viziuni, la dedicare. Dar noi trebuie să ne redescoperim acest entuziasm pe care îl vedem aici, în care venim și ne adunăm, să ne bucurăm că Domnul face ceva între noi. Adesea venim și ne adunăm ca să ne certăm, să facem politică între noi.
Aici este o problemă. În al doilea rând, trebuie să existe o conectare cu realitatea. Vedeți, biserica și creștinul trăiește într-un context. Nu mai este ca la Reșița în 46, vă asigur. Acum, cei care vin de aici, și voi care ați venit, n-ați venit pe dealuri cântând, ați venit cu mașina și ați dat drumul la radio, nu? Și dacă ați avut vocea Evangheliei, ați ascultat vocea Evangheliei, dacă nu o casetă, dacă nu ce post ați prins, nu? Deci nu mai putem să ne gândim că educația de acum e ca în 46, sau ca în 66, sau ca în 96. Anul care a trecut ne-a dat o experiență incredibilă și în educație și în viață cu mediul online și vedem ce impact are lucrul acesta. Și vă spun, tineretul este altundeva. Ieri m-au invitat cei de la Liceul Baptist din Timișoara să vorbesc la absolvirea lei. Am fost cu Daniel și am zis, mă risc. Am pregătit eu un material pentru tineret și m-am dus în fața acestor tineri baptiștoși și am spus, dragii mei, am un vibe foarte bun. Erau toți așa prăștiți când am spus, am un vibe foarte bun. Știți cum? Nu i-am mai pierdut, alea 10 minute au fost ochi și urechi. S-a schimbat contextul. Trebuie și noi să înțelegem că suntem altundeva. Și atunci pastorul trebuie să fie mentor, așa cum a spus Daniel. Nu lăsăm copiii la școala duminicală și după aia luăm, ai ce ați învățat sau nimic. Pastorul este și mentor și slujitor, nu numai un lider care coordonează. Și trebuie să încurajăm preoția universală. Preoția universală este foarte importantă. De aceea institutul trebuie să se întoarcă, ca procesul nou, spre programe de formare diferite. Și mă bucur că în ultimii ani, de exemplu, institutul a făcut un program de formare pentru misiune, în care încurajăm să vină nu numai păstori, membri din biserici, cine vrea să vină, să învețe. Nu e un program de 3 ani, este un program modular, făcut cu o universitate creștină din Anglia, un program pentru tineret, lider de tineret, în care, iarăși, nu e un program, facem o conferință, facem câteva module, cine vrea să vină să învețe, e greu ca cineva să-și ia 4 ani să studieze și să în contextul nostru. De aceea trebuie cumva să ducem educația în rândul bisericilor. Ce vreau să spun în încheiere, fraților? Este că învățământul teologic este necesar bisericilor și este legat de viața bisericilor pe care le slujește acest învățământ. Biserica este prima și învățământul pe planul 2. O creștere dinamică a bisericilor poate genera resurse umane și de viziune pentru învățământ. Dar învățământul este o expresie a vieții bisericilor. Și să știți că ieri nu vorbisem, acum știu, cu Daniel. Știți care este răspunsul la întrebarea câți studenți aveți? Nu. Câți studenți a trimis biserica ta? Ăia sunt studenții pe care avem.